pasărea care mănâncă. Cizmarul își iubea foarte mult fata. De aceea, ori de câte ori o zărea, începea să cânte de bucurie. Dar fata, în schimb, se pare că era mută. Nimeni nu auzise vreodată spunând un cuvânt, iar vecinii o numiră pasărea care nu cântă. S-a întâmplat ca odată fiul împăratului să se îmbolnăvească. Chemară doctorii, dar aceștia nu putură face nimic. Apoi au chemat zânele, iar una dintre ele le spusese că va fi vindecat de către pasărea care nu cântă. Nimeni nu știa despre ce pasăre poate fi vorba, dar împăratul a trimis soli în toată țara ca să o găsească și să o aducă la palat. A auzit despre asta și cizmarul și a luat fata de mână și a dus-o la palatul împăratului. Aflându-se înainte acestuia, cizmarul spuse: fata mea este pasărea care nu cântă. Este vrednică să îngrijească de fiul măriei tale. Dar împăratul, când a văzut că i-a fost adus altceva decât o pasăre, a poruncit ca cizmarul și fata lui să fie aruncați în temniță. Atunci prințul oftă. Au închis în colivie pasărea care nu cântă, iar în temniță fata, pentru prima dată în viața ei, început să cânte. Pasărea care nu cântă zboară în copacul cel mai înalt, își face cuib acolo și vorbește în continuu perechii sale. De îndată ce auzi acestea, împăratul o eliberă pe fată. Prințul se vindecă fiind îngrijit de ea și făcură o nuntă mare care a ținut 40 de zile și 40 de nopți. Iar eu cred că ei trăiesc și astăzi fericiți.